Steaua București a învins-o cu 3 la 0 pe CS Dinamo București în derbiul etapea a 22-a și s-a distanțat în fruntea clasamentului Ligia IV a 4 la fotbal. Militarii au început în forță meciul și în minutul 5 arbitrul a dictat lovitură de pedeapsă după un fault în care la Gheorghiță Constantinescu. Lorin Răzdan execută, dar portarul Dinamovist reușește să respingă. În continuare, meciul se desfășoară la o singură poartă, cea a oaspeților, și după mai multe ratări ale jucătorilor roșialbaștri, albaștri, Steaua deschide scorul în minutul 35 prin autogolul lui Drago și Zaharia. La pauză numeroasa galerie este listă care a cântat pe tot parcursul meciului. L-au vaționat pe antrenorul Marius Lăcătuș, cu ocazia împlinirii a 55 de ani. Imediat după reluare, Steaua și mărește avantajul prin golul înscris de Alin Robu, iar în minutul 70, Mateus Medeiros stabilește scorul final. 3 la 0 pentru Steaua București, care rămâne lidera seriei a 4 cu 61 de puncte, cu 6 puncte mai mult decât următoarea clasată, Carmen București. Suntem foarte fericiți, în continuare trebuie să ne prezentăm la fel. Din punctul meu de vedere, noi ne l-am făcut ușor, adică meciul, dacă noi nu marcam în prima repriză și imediat după începutul reprizei a doua, consider că meciul ar fi fost puțin mai dificil, dar noi am fost inteligenți, am fost perspicace, cum spun eu, și am reușit să ne facem un joc ușor. Marți 9 aprilie, în etapa 23-a, Steaua va întâlni în deplasare pe Metaloglobus 2.